Românii nu se dau în vânt după peștii care cresc în apele noastre. Preferă peștii oceanici, chiar dacă sunt congelați. Cel mai vândut este macroul, care este mai ieftin decât carnea de porc și, în plus, este bogat în grăsimi sănătoase. Pe locurile 2 și 3 sunt tot peștii din import, heringul și codul. Cu puține oase și cu o carne potrivit de grasă, macroul este extrem de ușor de gătit. 40% din peștele care ajunge în farfuriile românilor este macrou. Îl găsim în orice magazin, cei drept, congelat, pentru că este un pește oceanic. Macrou ca pește este un aliment sănătos. Și a doua variantă ar fi problema că e mai ieftin. După fiecare după buzunar, după bani din portofel, cum să zice. Că oamenii poate ar mânca și alt sortiment de pește, dar acesta este mai la îndemână. Da, mai la îndemână pentru că e mai ieftin, da. Restul e scump. Macroul este un pește oceanic care cred că e plin. Nu numai macroul. În general, peștele oceanic este plin de particule chimice. N-aș putea să spun din cauza deșeurilor. Nu consumați în mod special. Nu consum. Cel mai bun pește e porcul. Macroul nu este doar ieftin, ci și bun pentru organismul nostru. Ajută organismul să lupte împotriva bolilor de inimă și tensiunii. Raportul calitate-preț este extraordinar de bun. Alături de hering și de somon, fiind sălbatic, are cel mai înalt grad de omega gras și omega 6, acizii grași nesaturați. Este. Da. Dumneavoastră consumați macroul? Consum, da. Consum și e recomandat chiar. Este. Am întrebat și alte persoane care mi-au spus că un alt motiv ar fi faptul că este și ieftin, mai ieftin ca celălalt. Nu din punctul ăsta de vedere, eu îl consum din punctul de vedere al sănătății, al calității lui. Sigur, nici ăla nu mai e probabil decât hrana cu care să... Sunt atâtea lucruri și pe fundul mării și oceanelor încât... Dar dumneavoastră îl preferați pentru că efectiv vă place gustul. Îmi place gustul și mai ales îl consum pentru grăsimea lui. Da, am auzit multă lume că le place macrou, e adevărat. Așa am auzit mai mult, dar eu nu am mâncat decât acum 30-40 de ani conservăraie. Chiar și așa, un român mănâncă anual doar 6,3 kg de pește, mult sub media Uniunii Europene, cu 60% mai mult față de acum 10 ani. Mai avem însă de recuperat până să-i ajungem pe spanioli, care mănâncă de 3 ori mai mult pește. În topul preferințelor românilor, crapul și scumpia nu-și găsesc locul, ci tot peștii importați, cum ar fi heringul și codul. Mulți recunosc că prețul este cel care contează atunci când cumpără pește. România importă peste 100.000 de tone de pește, adică 82% din marfa magazinelor. După porc și pui, este cea mai consumată carne la noi în țară.